Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Suntem pe sfârșit de an și încercăm să facem totalurile acestui an politic, mai cu seamă acestei a doua jumătăți a anului politic, an care a venit cu schimbări așteptate de cetățeni. Dacă s-au întâmplat aceste schimbări, vom discuta astăzi în emisiune. Invitați sunt domnul Stanislav Pavlovski, fost judecător CEDO. Bună seara! Bună seara! Domnul Valeriu Pașa, președinte Watchdog. Bună seara! Bună seara! Și domnul Igor Bățan, director executiv, ADEPT. Bună seara! Bună seara! Spuneam, toamna asta a venit cu schimbări politice la Chișinău, un nou parlament, un nou guvern, multe așteptări din partea cetățenilor, așteptări că se vor întâmpla lucruri bune. În ce măsură credeți că au fost îndreptățiți sau regăsit oamenii în schimbările produse? Sunt mulțumit de aceste schimbări? Vreau să discutăm acum, pe început de emisiuni. De la cine începe? Domnul Puțan. Da. Anul 2021, din punctul meu de vedere, a fost anul crizelor. Una din crize, cea politică, s-a consumat această criză prin, așa cum a spus dumneavoastră, investirea unui nou guvern și a unui nou parlament. Speranțe au fost foarte multe, dar celelalte crize, cred că, cumva, au diminuat elanul așteptărilor, pentru că aceste crize se resimt foarte, foarte puternic către cetățeni. Este vorba despre criza energetică, care se regăsește în prețurile la gaze gigacalorie. Este vorba despre criza pandemică, care a început exact în luna august și iată abia acum vine în cădere, dar ne așteaptă o altă criză. Da, este criza prețurilor, lucru care iarăși nu depinde de autoritățile Republicii Moldova, dar se regăsește prețurile la tot, la ce vreți să regăsesc, se regăsesc. Și cea mai, hai să spunem așa, periculoasă criză este criza de securitate, care, iată, o simțim cu toții aici în regiune. Am putea să ne referim și la multe alte crize de o amploare mult mai mică, dar cred că acest an mai degrabă îl percepem și cred că mai mulți cetățeni îl percep ca pe un an al crizelor, deși se anunța un an al speranțelor. Și speranțele nu s-au prea îndreptățit? Pentru că aceste crize ne-au copleșit. Deci crizele pe care le-am enumerat, în marea lor, practic toate, sunt crize care nu depinde de Moldova, de autoritățile Republicii Moldova. Deci ele cumva au un impact foarte, foarte mare pe care cred că Republica Moldova, cu potențialul ei foarte modest, nu le poate gestiona rapid și eficient, astfel încât cetățenii să fie mulțumiți de activitatea guvernanților. Iar guvernanții, la rândul lor, trebuie să spunem acest lucru foarte clar, nu prea impresionează. Hai să spun așa, foarte, foarte soft. Au intrat în crize fără să se pregăti. Fără încălzire. Hai să spunem așa, noi înțelegem că atunci când vine o echipă nouă, are nevoie de cel puțin o jumătate de an, un an de zile pentru a lucra cu butoanele, a înțelege cum să folosească pârghiile de care dispun. Este un lucru absolut obiectiv. Această nouă guvernare, care este tânără, nu pun la îndoială capacitatea lor, dar le lipsește experiența și foarte multe lucruri le fac anapoda. Acest lucru se vede cu ochiul liber, iar noi avem misiunea să fim oneși cu noi înșine și să discutăm aceste lucruri. Partea bună e că toate aceste crize și această manifestare a lipsei de experiență se manifestă la început de mandat, au timp pentru a recupera, dar în mod obiectiv trebuie să revadă multe, multe lucruri. Da, o să discutăm ce fel de lucruri trebuie să revăzute, unde au greșit cel mai mult, ce le-a reușit poate un pic mai bine decât alte chestii mai târziu. Domnul Pașa, despre așteptări și în ce măsură acestea s-au realizat? Bine, așteptările sunt diferit percepute. Da, există această frază generală, așteptări foarte mari. Și eu sunt de acord, așteptările oamenilor sunt mari, oamenii vor să aibă speranțe,
Dar când începi a discuta cu fiecare în parte, îți dai seama că există un număr mai cât nesfârșit de feluri în care oamenii văd aceste așteptări. Au fost unii care și-au dorit schimbări de astea miraculoase peste noapte, da? Că, iată, fără a intra prea mult în detalii despre cum funcționează sistemul public, de genul s-a schimbat președintele Parlamentului, mâine toți hoții la închisoare, toți... De... Cam asta li s-a promis, de fapt, oamenilor și era îndreptățit ca lumea să aștepte, anume așa se întâmplă. Deci partidul actual de guvernare a pe undeva exagerat cu promisiunile sau cu un fel de populism de ăsta electoral, din dorința de a da mesaje foarte simple, dar pe undeva se amăgeau și pe ei. Credeți-mă că inclusiv în interiorul PAS, inclusiv în poziții destul de înalte, oameni care, la prima vedere, ar fi cu experiență politică, tot le se părea că guvernarea asta este mai foarte simplu. Da. Da, și că este suficient să preia puterea și totul deodată o să așterne, toți procurorii, judecătorii corupți din sistem o să ridice lăbuțele sus și o să plece și peste noapte tot acolo o să regăsească de undeva un, nu știu, zăcământ neatins de procurori, judecători, funcționari, manageri, toți integri, toți perfecți și cu experiență și care din prima zi știu ce să facă, a fost o autoamăgire pentru mulți dintre ei. Evident că după ce au ajuns la guvernare și-au dat seama și ei că nu este așa și o bună parte din oameni. În general, dacă ne uităm la dacă sunt deja dezamăgiți sau nu cetățenii, cel mai bine ne uităm la sondaje, la ratingurile de încredere și intențiile de vot. El arată că o parte din alegători deja s-au dezamăgit, dar așa sau altfel, partidul de guvernare și președintele rămân încă pe poziții electorale foarte bune. Deci, practic, acum am revenit la indicatorii din preajma alegerilor prezidențiale din 2020. Da? Deci, a fost primul tur, după care a pornit un val de creștere a popularității, în primul rând a președintelui Maia Sandu, care și-a atins cumva vârful prin martie, aprilie, mai 2021. Asta a fost suficient, această inerție pentru alegerile parlamentare, a ajutat PAS să ia această majoritate parlamentară. Astăzi ei sunt, și după, ce este foarte interesant, după alegerile din 11 iulie, parcursul lunii august, prima jumătate a lui septembrie, ratingul PAS continua să crească. Da? Exista această percepție, ok, au câștigat alegerile, haideți să le dăm mai multe șanse. Treptat au început să piardă, deci s-a inversat trendul undeva prin octombrie, fiind accentuat de primele greșeli și de comunicare și numiri care unora nu le-au plăcut și faptul că nu sunt imediate. Deci cauzele de ce oamenii se dezamăgesc sunt foarte diferite. Unii se dezamăgesc de faptul că nu există suficientă transparență și nu știu ce criterii în numirile în funcțiile publice. Multora nu le-a plăcut ceea ce s-a întâmplat în justiție și nu le-a plăcut foarte tare, în special ceea ce se referă la procuratură, da? Și faptul că persoane controversate ajung să ocupe funcții. Plus a contribuit evident foarte, foarte mult un val foarte mare de manipulare opinii publice, propagandă, pentru că acele grupări care se simt amenințate controlează foarte multă mass media. Unii nu o controlează. Deci în primul rând vorbim despre gruparea Platon, dar ele lucrează în conexiuni, nu știu dacă în ce măsură își coordonează, bănuiesc că în oarecare măsură își coordonează tacticile, strategiile, în special ține, nu știu, de informații în spațiu public. Platon, Șor, socialiștii, Andronache, rămășițele grupării lui Plahotniuc, Plahotniuc singur, nu știu în ce măsură interacționează, dar cert este că pe ei acum mai unesc interese comune. Și tot felul de actori mai mici, nu de așa greutate, da? Diferiți procurori, judecători, oameni de afaceri care au avut de beneficiat, diferiți foști demnitari, deputați, miniștri, șefi la tot felul, da, nu știu, același Kafkaliuk. E și el parte din acest sistem. Oameni care nu neapărat, nu știu, sunt mari prieteni, mai mult ca atât, oameni care au luptat între ei, au căutat să se distrugă cum Plahotniuc cu Platon. Dar acum îi unește un pericol comun. Și asta a contribuit mult la felul în care oamenii percep această guvernare, pentru că există un val, da? Deci se exagerează orice greșeală. Greșeli sunt. Da, dacă guvernarea n-ar face deloc greșeli sau ar face mult mai puțin, cu siguranță eficiența acestei propagande ar fi mai mică. De acord. Domnul Pavlovski, dumneavoastră cum ați văzut aceste ultime 6 luni de zile? Ce pot să spun? Eu cred că noi nu putem generaliza lucrurile
nu putem generaliza lucrurile și trebuie să recunoaștem că sunt unele lucruri pozitive care au avut loc, sunt unele lucruri negative. Care sunt mai mari, mai mulți, cele pozitive, cele negative, e greu de spus. Pozitiv ce este? Pozitiv este că noi am rămas cu gazul iarna aceasta. Și nu suntem în, nu suntem în apartamentele înghețate. Asta este lucru pozitiv, că acest pericol chiar a existat. Chiar a existat. Ceva s-a întâmplat acolo, în vârful puterilor, marilor puteri, că ei au avut milă față de poporul moldav și nu ne-au lăsat în frig iarna aceasta. A cui meritul... Cine asta? Federația Rusă a avut milă? A cui este meritul acesta? Eu nu pot să spun, eu n-am acces la această informație, pot numai să speculez. Dar eu cred că n-ar fi mare greșeală de spus că aici a fost și rolul Federației Rusiei, a fost și rolul și cancelarilor europene, asta a fost și rolul și autorităților Moldavei, care la ceasul la 12 au început să bată în ușă și să tragă clopotele, că uitați-vă, rămânem în pragul iernii, rămânem fără căldură. Asta e lucru pozitiv, că s-a rezolvat problema aceasta. A doilea lucru pozitiv, totuși, s-a deschis finanțarea externă. Da, politica mâinii întinse, politica cerșitului, nu este cea mai bună politică pentru o țară care pretinde a fi o țară europeană, o țară pro-europeană, care visează să devină odată membra Uniunii Europene. Însă, la etapa actuală, altă soluție la noi nu există, deoarece economia Moldovei este la pământ totalmente, nu generează venituri, nu generează sumele de bani necesare pentru întreținerea populației, pentru achitarea salariilor, pensiilor. Și acum, decât să stea cu mâna întinsă, autoritatea guvernare nu are altă soluție, din păcate. Așa că, parțial putem spune că este lucru pozitiv, că, într-adevăr, lumea primește salarii regulat, slavă Domnului, nu avem rețineri, la calea ferată deja, care a avut acest gen de rețineri în achitarea salariilor, situația cu odată cu schimbarea conducerii, situația s-a ameliorat. Deci, așa, aparent, lucrurile merg destul de bine. Ce nu este bine? Se decepționează? De ce sondajele arată că încrederea în partidul de guvernare scade? E vorba de propaganda despre care vorbeam? Nu, lăsați, propaganda, asta e abordare prea simplistă. Faptul că totuși fac greșeli. Asta, din punctul meu de vedere, este abordare prea simplistă, să dăm vină pe propagandă. Nu. Cred, prețul a crescut sau nu a crescut? A crescut. Care e propaganda? Tu poți să cânti la televizor cât vrei tu, că noi stăm foarte bine cu prețul la gaz, omul când scoate factură și vede acolo 3, 4, 5 mii de lei de achitat, și toată propaganda. Sau electricitatea, sau căldura, tot așa. Deci sunt unele lucruri, cum cineva a spus, obiective, care noi trebuie să le recunoaștem. Dacă vrem să le rezolvăm odată și odată, mai întâi de toate, trebuie să le recunoaștem. Și pe urmă să găsim rezolvare. Dar dacă noi spunem că totul este cichibriche la noi în țară, tot e perfect și asta e doar propaganda dodonistă sau platonistă sau cine mai este acolo, asta nu să fie o cale reușită pentru rezolvarea acestor probleme. Deci, înainte de a rezolva problema, această problemă trebuie să fie clar identificată și numită. Iată, domnilor, care e problema? Și care e problema astăzi a Republicii Moldova? O, noi avem așa de multe probleme. Eu odată am spus, chiar și pare mi-a și la emisiunea dumneavoastră, cea mai importantă, cea mai serioasă, cea mai gravă problemă este lipsa de viziuni strategice, lipsa de planificare strategică și lipsa de înțelegere cât de importantă este planificarea strategică. Iată, s-a vorbit despre crizele cu care s-a confruntat Moldova. Sunt absolut de acord. Însă, ce este planificarea strategică? Planificarea strategică și este prevenirea acestui gen de crize. Deci aceste crize trebuia să fie prevăzute nu azi, nu ieri, dar un an, doi ani, poate și trei ani în urmă. Dar în condițiile în care se schimbă guvernările. Dar ceea ce eu vă spun... Cei care au venit acum, un an în urmă, erau opoziție, nu știu dacă erau, credeau ei că o să ajungă așa de repede. Mărena, asta e egală măsură, se referă și la ceilalți guvernări. Eu vorbesc despre aceasta 10 ani la rând.
10 ani la rând, deci, nu numai... Viziune strategică de stat, nu neapărat corect, pentru fiecare guvernare separat. Foarte corect. Asta este boală gravă care deja durează, cel puțin, după cum eu urmăresc evenimentele, cel puțin 10 ani durează. Da. Nu pot să spun că înainte era tare bine cu planificarea strategică, dar însă situația era mai simplă, deoarece aveam potențial mai mare rămas după destrămarea Uniunii Sovietice. Aveam ce împărți, ce fura, ce băga în buzunar. Și nu ne trebuia strategie, că aveam cu cine ocupa. Da, da. Vreau să abordez un alt subiect și cu doamna prim-ministră în una din emisiunile precedente și cu președintele Parlamentului luni. Am discutat despre o problemă care se întâmplă acum în mai multe instituții de stat. Noi astăzi ne-am pomenit în Republica Moldova că suntem un șantier în construcție guvernamentală. Deci s-a pornit reparații pe toate domeniile și s-au lăsat cumva unientele jos pentru că avem interimari în foarte multe instituții de stat importante. Interimatul ăsta nu știu dacă tocmai e de bine. Întrebarea este de ce întârzie guvernarea să-și numească oamenii de bază instituții și ăștia s-a pus de făcut niște reforme, de făcut niște strategii. De ce așa de mulți interimari? Deci, răspunsul pe care ne l-a dat domnul Gros ultima dată a fost nu putem găsi oameni. Foarte multă lume ne refuză. Da, domnului a răspuns corect. Noi avem o mare... De ce refuză oamenii? De ce refuză că oamenii? Anterior n-am auzit de la nicio guvernare să spună că au atât de multe refuzuri și nu pot găsi oameni. E o problemă a PAS-ului sau e o problemă a Republicii Moldova că n-are oameni? Păi, dacă înțeleg corect, PAS-ul nu ia pe oricine. Totuși face o preselecție și face oferte oamenilor pe care dumnealor îi consideră că vor face față sarcinilor. Numai că cei care sunt buni în domeniul lor stau și cântăresc și ei. Merită să lase jobul, ori să lase ocupația acolo unde au făcut carieră sau s-au manifestat cumva și să vină într-o funcție care este, hai să spunem așa, plătită foarte modest. Am văzut și declarațiile ministrului finanțelor care spune că, domnilor, nu ai ce veni la guvern dacă nu ai și o altă sursă. Sau economii. Da. Și chestia asta m-a mirat foarte mult pentru că îl respect foarte mult pe domnul ministru, dar am citit legea guvernului și acolo mai scrie despre incompatibilități. Deci ar trebui să pun accentele foarte clar. Deci, dacă vii și respecti legea în privința incompatibilităților, înțelegi că nu prea ai, trebuie să te sacrifici cumva. Și nu știi dacă lucrul ăsta va fi apreciat la justa valoare. Da, dar totuși o funcție de conducător de instituție, asta dă bine și la CV. De obicei oamenii ăștia care au reușit să facă o carieră au și niște economii și ar putea permite, să zicem. Și contextul nu chiar cel mai rău. Oarecum e predictibilitate pe 4 ani de zile, oarecum există o majoritate gata să susțină și totuși oamenii nu vor să vină în funcție. Bine, atunci am să recurg la o metaforă. E una când dumneavoastră sunteți un pilot foarte bun și vă urcați la volanul unui BMW sau Mercedes și așa mai departe. Și cu totul altceva dacă dumneavoastră sunteți un pilot foarte bun și trebuie să vă așezați la volanul unui moscvici sau, eu nu știu, învechit și așa mai departe. Deci, performanțele dumneavoastră, dumneavoastră nu veți face performanță dacă veniți într-o instituție care încă nu este bine închegată, care, așa cum spune domnul Pavlovski, nu prea știe ce are să facă plus. La asta trebuie să adăugăm și lucruri pe care le-au făcut guvernanții. Doamna prim-ministru, dacă amintesc, spunea atunci când a preluat funcția că vine și toți cei care... miniștri trebuie să lucreze la început ca procurorii. Adică să-i elimine pe toți afară care sunt suspicioși, după care trebuie să angajeze alți oameni care trebuie să aibă calitățile revenite de actuala guvernare. Deci sunt lucruri care cumva trebuiau calculate, planificate, deci eu nu cred că toți cei care au fost în instituții și care au fost eliminați trebuie eliminați. Eu nu știu. Cel puțin eu nu cred că miniștrii pot fi procurori.
Okay. Ca să fie foarte clar. Deci ei au o problemă acum, dar speranța mea este că vor face față acestei probleme și acestei provocări. Sunt foarte multe lucruri și luați în considerație că din țara asta, în ultimii 15 ani, cei mai talentați, ambițioși, cu un spirit de, hai să spunem așa, cum să zicem mai bine, inițiativ, aventurieri, da? Îi pleacă din țara asta. Da. Exodul creierilor a început de mult, e adevărat, dar tocmai că guvernarea a lansat un îndemn către diasporă, hai veniți acasă, veniți în funcție. Veniți pentru ce? Să schimbăm Republica Moldova, să facem lucrurile să meargă spre bine. Acum am văzut că a extins această invitație și pentru funcții importante în sistemul justiției, da? Au schimbat legea tocmai ca să putem aduce procurori din afară, că s-ar putea aici să nu prea putem găsi conducători de procuratori. De ce nu găsește guvernarea oameni buni? Pentru funcții importante. Pentru că ea transmite foarte multe mesaje contradictorii prin ceea ce face. Pe de o parte, se spune că este deschidere să vină toți și să dorească instituții independente. Pe de altă parte, în regim manual, prin recomandări individuale, se caută un nou șef la CNA. Da? Au fost anulate aceste concursuri deschise la foarte multe poziții, unde credibilitatea, independența instituției, inclusiv va fi consolidat prin faptul că președintele, directorul ce este acelei instituții, este ales printr-un concurs deschis, la vedere, unde oamenii poate să vină și să-și manifeste și societatea, presa, să poată să evalueze acei candidați. Ei se scot din joben ca fapte împlinite. Inclusiv la instituții care, prin esența lor, cer să nu existe aluzii că, iată, este control politic. Există, pe de o parte, aceste așa, deja celebre filtre, da, și atunci se caută informații înainte să fie numit om. Interesant, de la cine caută informații? La cele instituții care tot la rândul său nu au fost reformate și sunt pline de bube? Care dau două avize în funcție de cum bagi mâna în căciulă. Exact, de care da, deci celebrul aviz de la SIS. Asta este ridicol, asta este... deci exact cazul cealaltă este o rușine pentru această instituție. Oameni numiți în funcție. Ce se întâmplă la procuratură? Da, este, mie, de exemplu, mi este clar că guvernarea cât de tare nu și-ar dori, ei nu au controlul proceselor interne. Și nu doar pentru fapt că asta spune legea, dar eu nici nu cred că s-ar pricepe cum să o fac. Asta este aprecierea mea, a cunoștinților. Guvernarea trebuie să priceapă cum să ia control asupra procuraturii? Guvernarea nu, trebuie să ia nu, dar asta este percepția publică, inclusiv transmisă din interiorul acestui sistem, plus alimentat foarte iscusit de această propagandă, da? Și acum este, da, nu este secret, este narrativă că Viorel Morari, toată lumea lui, în înțelegere cu actuala guvernare, preia controlul acestei procuraturi. Și eu văd oameni care, mă rog, au fost în diferite poziții, există diferite informații, inclusiv în spațiul public, care, da, mulți dintre ei, aparent, au avut treabă cu acest personaj. Dar eu nu văd nicio dovadă și mai mult ca atât, cunoscând totuși cine este această guvernare, cine sunt oamenii de acolo, eu nu cred că ei s-ar pricepe să preia controlul acestei procuraturi. Că cineva poate să joace utilizând numele lor. Iată, în asta cred foarte mult. Că politicienii, în sfârșit, nu vor mai prelua controlul asupra acestei instituții și nici sistemului judecătoresc. Luăm o pauză de publicitate, după asta revenim să discutăm inclusiv despre reforma justiției, ce se întâmplă în procuratură, în sistemul judecătoresc, dar și alte subiecte. Jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bell, swing and jingle bell ring. Snowing and growing, bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Numărătoarea distracției începe. 3, 2, 1. Să răsune muzica. Asta-i cora și străbună. Care ne adună împreună, mă! De
sărbători, ai cele mai spectaculoase concerte. Cu cei mai faimoși artiști din Moldova și România. Da și uită-ți sufărarea, omule, mâncată ți-a alinarea. E petrecere de zile mari cu Nicolae Bodgros și lăutarii. Orchestra fraților Ștefănesc și Plăieși. Haide, lume, bucurați-vă de viață. Haide, lume. Lupii lui Alex Calancea și surorile Osoianu. Frații Advahov și Brio Sonoris. Pe cine ți-o mai lua pasma? Adriana Ochișanu. De viață, îți vedeam și fața, te visam cum mă găsești, mă repede și mă iubești. Valentino Zun și Tarmis. De sărbători, distracția e aici, la TV8. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Navidad, espero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you. Sărbătorile sunt frumoase. La TV8. Moș Crăciun există la TV8. 1. Un nou început vine. Ai 2022 de motive să cânți, să dansezi și să te distrezi. De sărbători, ți-am pregătit un program special cu cele mai spectaculoase concerte. Și cele mai tari filme cu cele mai legendare vedete de la Hollywood. Și asta nu e tot. Vrei să vezi artiștii noștri altfel? De Crăciun și Revelion avem petrecere de zile mari. Multă muzică, ureli și desigur provocări. De sărbători, distracția e aici, la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Sărbătorile sunt frumoase. La TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Navidad, espero año y felicidad. Feliz Navidad. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Numărătoarea distracției începe. 3, 2, 1. Să răsune muzica. Asta!
asta-i cora și-i străbună, care ne adună împreună, mă! De sărbători ai cele mai spectaculoase concerte cu cei mai faimoși artiști din Moldova și România. Da, și uită-ți sufărarea, omule, mâncată alinarea. Petrecere de zile mari cu Nicolae Botgros și lăutarii. Orchestra fraților Ștefănes și Plăieși. Haide, lume, bucurați-vă de viață. Haide, lume. Lupii lui Alex Calancea și surorile Osoianu. Frații Advahov și Brio Sonoris. Adriana Ochișanu. Valentino Zun și Tarmis. De sărbători, distracția e aici, la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you. Sărbătorile sunt frumoase. La TV8. Am revenit în studio, continuăm discuțiile ca să încheiem subiectul legat de oameni. E clar, guvernarea deja o spune că nu prea poate găsi oameni pentru funcții cheie, funcții importante. Când au preluat guvernarea, noi de altfel i-am întrebat, ții minte prima emisiune cu doamna Gavriliț, i-am zis, doamna Gavriliț, eu n-am făcut niște calcule speciale, că nu reprezint, n-am avut un interes special, dar îmi dai o seama că pentru ca să schimbi lucrurile în Republica Moldova, să faci curățenia de care ați vorbit, e nevoie de cel puțin vreo mie de oameni de schimbat. De unde o să luați? Noi avem peste 10.000 de funcționari. Clar că nu trebuie să-i dai pe toți afară, dar vreo mie de oameni s-ar putea, să zicem. De unde luați atâția oameni? Și atunci ei ne spuneau foarte sigur, o să găsim, oameni sunt, oameni care doresc schimbarea și se vor implica, vom găsi. Nu vom apela la alte partide politice pentru că noi ne asumăm guvernarea. Iată, au trecut de atunci 5 luni de zile și vedem că, de fapt, bănuielile și temerile noastre oarecum s-au adeverit. Ce ar fi trebuit? Asta înseamnă că voi ați avut viziune strategică spre desibire de guvernare, că ați prevăzut din timp apariția acestei probleme și este foarte corectă această abordare. Era clar de la bun început că această problemă a să apară. Doar problema de timp, când, azi, mâine, poi mâine, de ea va veni. Odată și odată guvernarea va trebui să rezolve această problemă. Și aici noi trebuie să înțelegem că lucrul cu resursele umane este o știință. Este o știință, este o ramură a partea a economiei. Există companii specializate, inclusiv internaționale, care se ocupă cu așa numit headhunting, care caută creiere din toată lumea, adună creiere buni pentru o companie sau o țară. Pentru guvern încă n-am auzit să apeleze la companii de recrutare ca să iau un ministru. De ce nu? Sau un vicepremier pentru reintegrare, de care n-avem de două luni jumate. De ce oameni s-au găsit, dar 1.000 dintr-o singură țară, nu știu care companie s-ar apuca. Aici nu spun că doamna Gavriliță trebuie să facă acest lucru, de fel. Dar fiecare minister are departamentele de resurse umane. Și dacă lor nu le duce capul, atunci ei trebuie să aplice la asistența instituțiilor specializate, cel puțin la o etapă oricare. Fiecare dintre noi nu odată a trecut prin acest gen de filtru, fiind selectat și acceptat prin diferite proiecte și știm foarte bine cum se face acest lucru. Punctajele, diferite criterii de selectare, diferite capacități. Uitați-vă că ei asta se pare că fac și când ajung la momentul final care zic, gata, noi te-am selectat, dar eu nu vreau.
Nu, dar omul care s-a adresat, cum așa? Dacă el nu s-ar adresa, atunci da. Și ceea ce se vorbește despre salariul mic. Dați-mi voi să vă aduc aminte, anii 90, și am lucrat atunci la procuratură, salariul meu era 25 de dolari, în calculare în dolari. 25 de dolari lunar. Și noi lucram. Și nu luam mită, lucram. Greu, foarte greu, dar noi lucram. Tot așa și acum. Nu fiecare dată salariul contează, deoarece sunt alte posibilități de a câștiga banul. Că, de pildă, participare în diferite traininguri. Știți cum, dacă specialiștii noștri se duc în deplasare și participă la un training, primesc diurnă și diurnă aceea e destul de substanțială. Poate ajunge și la 200 de euro pe zi diurnă aceea. E că se duce pe o săptămână și, inclusiv și ministru. Și ministru se duc în deplasări, primesc diurnă din partea... Există diurnă limitată la stat la maxim 75 de dolari în anumite orașe, în mod normal nu depășește 50 de dolari. Vă referiți la diurnă plătită de către stat. Da. Eu mă refer la diurnă plătită de către partea care invită. Noi nu trebuie să uităm că Republica Moldova a devenit o țară deschisă. Exemplul pe care îl aduceți dumneavoastră, anii 90, încă nu era răspândit fenomenul migrației. Deci noi vorbim despre oameni care sunt invitați să vină și care deja s-au manifestat cumva pozitiv în Europa sau în America și așa mai departe. Este un aspect. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că oamenii pot fi motivați nu doar pentru salariu și așa mai departe. Da. Sunt de acord absolut. Aici mai apare o problemă foarte interesantă. Partidul PAS ar trebui să cunoască mecanismele funcționării unei guvernări foarte bine, pentru că din 2019, timp de 2 ani de zile, s-a aflat fie în Parlament, fie jumătate de an la guvernare. Această formațiune a mai fost finanțată de la buget. Și eu aici vreau să pun accentul pe resursele care se dau din buget pentru partidele politice. Este îngrijorător că noi, din bugetul de stat, folosim bani pentru finanțarea partidelor și acești bani sunt folosiți Dumnezeu știe cum. Deci era absolut normal ca partidele să-și aibă un quantum de resurse pentru resursele umane, hai să spunem așa. Dacă promiți oamenilor că vii la guvernare, în mod normal, puteam presupune că acești oameni știu cu cine vin, știu ce garnitură vor avea pentru ministerie, cunosc. Deci, în interiorul partidului, chiar dacă sunt în opoziție, deci analizează pe fiecare dimensiune ce se întâmplă, care sunt problemele, urmăresc procesul legislativ, procesul din guvernare, unde sunt hibile care trebuie îndreptate, schimbate și așa mai departe. Potrivești oamenii din timp pentru toate aceste funcții. Nu se întâmplă așa că vii, vorbești bine, vorbești convingător, oamenii îți dau toată puterea, după care iai puterea și zici, dar hai să vedem ce facem cu dânsul. Da, acum mă gândeam, noi avem vreun partid de Republica Moldova care poate să spună că el are atât de calitativi oameni încât mâine poate prelua guvernarea? Bine, eu îmi amintesc de toate guvernările care le-am avut. Valeriu, ei toți au fost după asta în căutare de persoane. Deci noi am avut experiența asta. Au venit în 2001 comuniștii la putere. Au trecut 7 luni de zile și ei au publicat o scrisoare deschisă în care spunea pierdem puterea, nu avem oameni. După care au trecut prin acest stres, au găsit o soluție, nu cred că PAS-ul va prelua soluția partidului. Soluția invitând din alte partide. Nu. Invitând toți la unul altul. Inclusiv, da. Este un. Doi. Partidul Socialiștilor din 2019, hai să spunem așa, avea toată puterea. Și ce a făcut? A recurs la un guvern de așa zici tehnocrați pentru că nu au avut oamenii lor. Este un exemplu. În acest studio, în seara alegerilor, atunci când făceam bilanțul deja în baza datelor preliminare, spuneam avem o mare problemă. Suntem o societate foarte compactă. Oameni de calitate avem, dar ei nu sunt toți în partidul care a câștigat. Da. Deci, și nu toți vor în politică. Și nu toți vor, dar cei care vor cumva trebuie, trebuie convinși să pună umărul, să vină, dacă nu îi aveți pe ai voștri, nu i-ați pregătit așa cum presupunem că trebuia să o faceți, pentru că
în Parlament sunteți al treilea an, la guvern ați mai fost și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri nu s-au întâmplat. Partea bună este că crizele și toate lucrurile, cum să zic eu, așa îngrijorătoare se întâmplă acum la început de mandat. Și eu sunt încrezător că această formațiune tânără, cu oameni bine educați, are deja mai puțin timp ca să redreseze toată situația. Și cu cadrele, și cu ceea ce numiți dumneavoastră strategii. Strategii mari aici nu facem în Republica Moldova. Semnat acordul de asociere și acordul de asociere deja îți spune foarte clar ce ai de făcut ca să ajungi pe piața europeană. Apropo, mâna întinsă. Mâna întinsă nu este o mână întinsă pentru că, mă rog, suntem handicapați și așa mai departe. Suportul din partea Uniunii Europene este prescris în acordul de asociere dacă facem lucrurile cum se cade. Deci, la potențialul nostru, noi avem, de fapt, și vedem acest lucru, să alegem. Ori suntem pe pista integrării europene, ori așa cum spun, de exemplu, socialiștii, comuniștii, revenim pe pista integrării euroasiatice. Din păcate, o țară cu potențialul Republicii Moldova este nevoită să facă această alegere. Și noi vedem că aici este singurul lucru care poate să-i fie pus în activ actualei guvernări, că alegerea este clară. Este alegerea integrării europene, este suportul Uniunii Europene, a partenerilor de dezvoltare, suportul financiar, dar din păcate crizele la care m-am referit fac ca potențialele efecte să fie foarte, foarte diminuate. Dar nu putem de fiecare dată să vorbim despre aceste pericole ca să justificăm faptul că anumite lucruri nu se întâmplă mai mult ca bine atât. Sau nu atât de bine sau nu atât de repede. Adică, evident, contează foarte mult vectorul exter. Dați-mi voie încă un exemplu. Dar trebuie să facem dați-mi ceva și în voie țară, încă un nu? Exemplu, îmi cer scuze. Da. Deci, cel puțin eu personal, de 10 ani de zile promovez ideea concursurilor pentru funcțiile publice și așa mai și departe. Și de ce se teme guvernarea de concursuri? Pentru că se teme. De ce? Se teme. Pentru că a fost experiența anului 2019, când vreo 7 concursuri pur și simplu au ieșuat. Bun, erau concursuri făcute absolut în alianță, într-o alianță. A ieșuat organizarea acelor concursuri. Atunci când din start s-au făcut criterii de selecții vagi, când nu s-au stabilit proceduri, când n-a fost elementar, da, pentru că cel mai cunoscut este despre procuror general. Atunci când oameni care au stat în funcție de conducere în procuratură și au semnat scrisori în susținerea lui Plahotniuc, au avut acces la acel concurs a fost viciat la etapa inițială. Faptul că doamna Stamati prost a organizat concursuri, nu înseamnă că ele trebuie toate aruncate la gunoi. Iar această guvernare acum suferă foarte mult, exact. Deci oamenii nu vin. Eu sunt sigur că mulți dintre cei care refuză aceste oferte, iată așa propuse, de politicieni, să vină în fruntea unor instituții care trebuie să fie independente, ar participa la concursuri. Dacă ar vedea că este transparent și deschis. De ce credeți că ar participa? Iată, eu de exemplu, mă gândesc, sunt foarte curioasă să văd concursul următor pentru funcția de avocat al poporului. Exact. După modul în care s-a întâmplat ultimul concurs. Și vă spun că nu este domnul Brighidin, nici nu o să mai vrea o lecție. Eu sunt sigur că domnul Brighidin, eu sunt aproape sigur că nu va aplica. De ce? Pentru că până să ajungă la el, trebuia să fie recunoscută greșeala. Ce a spus doamna Stamati? Facem un concurs nou. Nu s-a recunoscut că, deci însăși ideea să ai un concurs care la urmă să genereze doi câștigători, este nonsens. Cum doi câștigători? Păi doi câștigători au fost. Nu, au zis că este foarte bun, dar nimeni nu l-a votat. Deci au fost doi câștigători ai concursului care au fost propuși Parlamentului. Este nonsens. Ori faci concurs și propui Parlamentului și Parlamentul fie accept, fie refuză. Deci ce fel de alegere din doi ofert Parlamentul? Deci domnul concursul Crânaț s-a terminat. Era foarte supărat, zicea că mie mi-au pus nota 4 la acest concurs. Faptul că domnul Crânaț are acces la așa concurs, asta este o discuție aparte. Lumea trebuie să aibă acces la concursuri, domnul. Nu, trebuie să existe totuși niște criterii, filtre de evaluare și mai departe. Dar, mă rog, nu vorbim cazuri concrete. Deci aceea a fost o situație. De ce nu este posibil să fie selectat directorul CNA prin concurs? Eu nu înțeleg. Eu nu am auzit niciun argument. Pentru că guvernarea zice că vrea să-și asume politic
că lucrurile vor merge bine în această instituție. Păi atunci să nu se plângă că nu vin oameni. Pentru că dacă tu vrei să ai o instituție independentă... Faci concurs pentru că știi că ai mai vină-te rog. Da, ori tu iai și tu ai cineva foarte concret. Atunci impresia mea este că cineva are niște oameni, da, acolo pregătiți. De asta nu se fac concursuri și o să ne trezim cu niște candidaturi de la care o să ne punem mâinile în cap. Bun. Domnul Gros a spus foarte clar. La CNA am propus la mai multă lume. Și refuză. A refuzat. Acum mai căutăm. Poate găsim. Doamna Rață, deci vină, te rog, să conduci o instituție independentă, dar eu, politician, îți propun asta. Cum să leagă lucrurile astea? Potrivit programului electoral al PAS-ului, CNA-ul trebuie la început transformat în DNA. Procedura apoi, asta va dura, ori o lași organismul ăsta să... Mă rog, asta este un subiect, deci iarăși... Intenția lor nu este într-adevăr să reorganizeze, nu, dar... Nu faci nimic la CNA până nu-l reorganizezi, da. Dar în genere problema politicii de cadre, ea abia acum ajunge să fie conștientizată. Eu mă bucur foarte mult că și guvernarea o conștientizează. Este cum rezolvi această problemă. În media se vorbește. Noi diagnosticul l-am pus. Întrebarea este ce tratament aplicăm. 40% din populația, din cetățenii cu capacitate de muncă economică activă a Republicii Moldova nu se află în Republica Moldova. Da. Deci ca să atragi acești oameni în diferite poziții. Deci sunt două posibile, trei, hai să spunem. Unii care să vină exclusiv din spirit patriotic să stea un timp, alții care să-și facă ceva la CV ca să dea bine pe plan internațional, dar aici nu te cheamă pe jumătate de an pe un an, dar pe patru. Bun, poți să pleci peste 2 ani, să faci un lucru bun țării și te duci. E un aspect. Știți, la CV e bine să lucrezi un jumătate de an acolo, un an, dar patru, asta deja te bate la buzunar. Ultima este deci un aspect, și nu se vorbește despre salarii mari, dar de un minim confort financiar. Pentru că noi trebuie să intrăm în competiții. Deci oferta pieței de muncă în Republica Moldova asta este foarte limitată. Să-i atragi din diasporă, trebuie să-i scoți. Oamenii ăștia au muncit acolo și au stabilit familie. Dar să vă imaginați acum PAS sau guvernarea să vorbească, să zică, haideți să mărim salariile. Ei sunt obligați, ei sunt condamnați să facă asta. Ei trebuie să o spună. Logic, da. Absolut deschis. Dar poporul cum o să în primul rând, eu cred că se exagerează foarte mult reacția negativă a poporului. Doi, în genere, cu asta trebuia să înceapă. Ei, problema majoră a acestei guvernări este că ei au venit și s-au apucat deodată de toate domeniile să le reformeze, neînțelegând că nu au capacitatea să facă totodată. Iar prima cu care trebuie să înceapă, trebuie reforma administrației, fortificarea asta cadrelor. Asta niciodată nu arată bine. Când vii în funcție și primul lucru pe care îl faci este să mărești salariile deputaților, miniștrilor, șefuleților. Cel mai mult contează bine și ăștia tot contează. Pentru că în programul de guvernare, întotdeauna se spune, vom mări salariile și pensiile oamenilor, profesori. Da, dar ca să ajungi să ai din ce mări, trebuie în primul rând să mărești salariile specialiștilor din ministerie, șefilor de direcție, șefilor de agenții. Toți înțelegem necesitățile astea. Specialiștilor care sunt capabili să producă, să implementeze, să monitorizeze acele reforme de care avem nevoie. Spuneți-mi, care în campanie electorală vine cu astfel de promisiuni. Mai mult ca atât, majoritatea dintre ei nici nu conștientizează că asta este o mare problemă. Și în PAS, credeți-mă, nu era conștientizarea acestui aspect. Au venit, au înțeles că nu reușesc să găsească oameni și eu mă bucur că încep să discute problema asta. Și este important să explici societății. Dacă noi nu vorbim de cheltuieli de zeci de miliarde de lei pentru asta, pentru că e un număr limitat de funcționari. Mai mult ca atât, poate e cazul să revadă. Deci astăzi sunt, în majoritatea ministerilor, sunt foarte multe funcții vacante la care nu poți atrage oameni. Deci calitatea a scăzut treptat și din cauza migrației. Pseudo-reforma Ciocan-Plahotniuc a afectat extrem de tare. Dacă totuși din inerții în ministerie rămâneau mulți oameni la salarii nu foarte mari, dar specialiști buni, capabili să facă lucruri. Ăștia au fost dați afară atunci pe un cap. Au văzut pseudo-reforma asta și au plecat și mai mult sau n-au vrut să lucreze pentru regimul Plahotniuc. Au descoperit că ei de fapt sunt foarte competitivi la privat, au salarii bune, au viață liniștită, nimeni nu trage de ei, nu îi impune să se înscrie dintr-un partid în altul, să participe în acte de corupție, să-i aduci pe ei înapoi, acum poți, dar cel puțin trebuie să le oferi același confort financiar. Dar mai este o problemă pe care acum o recunosc, Over Records, cei de la guvernare. E că, dincolo de tot ce s-a întâmplat în regimurile anterioare, totuși acele regimuri au avut și oameni profesioniști. Da, pentru că plăteau la plic. Da. Și i-au avut și oameni profesioniști. Deci au fost
hoți-hoți și au fost și niște profesioniști care au făcut anumite lucruri. Una la alta, și nu, profesioniștii tot furau bine. Da. Și ei de principiu acum poate că și-ar dori să îi atragă pe cei profesioniști care știu ce trebuie de făcut, știu cum, probabil ar face-o cel mai bine, dar ei au vorbit atât de mult până acum despre faptul că acești oameni sunt oamenii vechiului sistem, încât asta nu va da bine nici într-un fel să aducă acești oameni. Eu am o remarcă aici, îmi cer scuze, domnul Pavlovski. Și asta este o mare provocare de ce inclusiv multă lume refuză să accepte să vină în diferite poziții publice. Pentru că în cazul majorității se aplică aceste filtre, criterii, că au lucrat acolo cu tare. Da. Dar în cazul la unii se uită desăvârșit. Și Chișinău este un sat. Un exemplu. Domnul Rag, șef adjunct la, sau șef direcție la SIN? Asta este doar unul din cele mai cunoscute. Domnul Rag a intrat așa incognito în aceste instituții. Exact. Dar asta este unul din... Bine, și asta e la vedere. Omul a recunoscut că a fabricat dosare. Asta e la vedere. Și cazurile de astea sunt multe. Chișinău este sat mare, unde toată lumea pe toată lumea știe. Și despre aceste cazuri, cum oamenii se aranjează, și cum sunt menținuți în funcție după ce au participat în tot ce vrei. Deci trebuie să... Și iarăși, în același timp, această guvernare nu are nicio șansă să-i radă pe toți, să rămână albi imaculați, n-a să aibă cine conduce, n-a să aibă cine lucra. Și atunci, care-i soluția? Trebuie să existe un fel de linie, da? Cum a fost și în cazul comuniștilor. Ei ce au făcut? Ok, bine, v-am criticat, veniți înapoi și lucrați sau rămâneți să lucrați. Acum, deci... Trebuie să existe totuși un fel de listă extinsă de cei care sunt toxici, inacceptabili pentru anumite fapte, iar restul cine până nu ia procuratura... Cel... Subiectivă. Asta e guvernarea, cine... trebuie să o facă. Cine face lista? Ia uitați-vă că în procuratură cam asta se întâmplă. Nu. Partidele, nu. Partidele care primesc... oamenii care anterior au făcut, acum sunt bine mersi, promovați în funcție. E ceea ce ați zis dumneavoastră. Exact. Și oamenii sunt inclusiv la asta, spune, dar cum funcționează asta? Da? Eficiență? Și în unele ministere sunt aceleași lucruri. Deci, în același timp, ceea ce a spus, sunt oameni și profesioniști care au lucrat în diferite guverne. Asta e jobul lor. Atâta timp cât nu există lucruri exagerate acolo, că au participat în chestii super grave, poate și-au făcut anumite încălcări să lămurească procuratura când a fi reformată, dar noi dacă n-a să umplem aceste găuri în administrație, n-a să ajungem nici procuratura să fie reformată, nici alte instituții, nici creștere economică. Oamenii vechiului sistem înapoi? Nu, oamenii vechiului sistem deja de mult sunt înapoi. Reglăm filtrele. Oamenii vechiului sistem de mult sunt înapoi. De mult, în diferite poziții. Unii nici n-au plecat, alții s-au întors, treptat se întorc. Dar eu totuși aș dori... Dar unde se întorc? Câteva, să ne spuneți unde ați văzut că se întorc? Nu vreau să arăt cu degetul. Justiție, în primul rând mă refer la justiție. Okay. Cunosc mai bine acest sector. Am vrut să vreau să spun câteva cuvinte despre concursuri. Noi trebuie să înțelegem un lucru, și nu atât noi, cât guvernanții, trebuie să înțeleagă un lucru. Concursul nu se face de dragul concursului. Concursul se face de dragul identificării unei persoane potrivite. Dacă tu ai o persoană potrivită, n-ai nevoie să faci concursul. Numește persoana aceea. Dacă tu ești sigur că, într-adevăr, sunt în categoria persoanelor notorii, care lumea cunoaște ce prezintă el, toată viața a lucrat deja la ora două noapte, trezește și el să spună întrebarea asta, răspunsul cu tare, întrebarea asta, răspunsul cu tare. Sunt oameni notorii. Stați, domnul Pavlovski, un pic. În justiție, oamenii pe care toți îi cunoști, care de ani de zile au făcut ceva, e greu de întrâns și găsești curați. O clipă. Pentru că ei au trecut pe niște purgatori, pe acolo era greu să treci și să nu fii compromis. Hai să sărim peste lucruri. Deci, ne înțelegem că scopul concursului este identificarea persoanei potrivite, așa? Da. Deci la noi... Scurtuți că mergem la publicitate. Da, la noi s-a transformat concursurile în sarcină, scop în sine. Deci imitarea procesului de identificare. Dar în realitate, guvernarea se teme de oameni care într-adevăr sunt profesioniști, care într-adevăr pot veni cu opinie critică. Este tip de așa oameni. Și asta motivul cu CNA despre care s-a vorbit. CNA, ce înseamnă CNA? Înseamnă acces la informații operative, la agentură, la diferite lucruri. Da. Și asta e acces la informații care poate fi utilizate împotriva guvernanților. De aia nici nu vor să pună persoana independentă acolo. Luăm încă o pauză de publicitate. După asta vreau să revenim să discutăm și despre lupta cu corupția și schemele, pentru că asta a fost una dintre principalele promisiuni din campanii electorale ale PAS. Oamenii au votat pentru asta, să vedem dacă s-a reușit să se facă ceva.
jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Numărătoarea distracției începe. 3, 2, 1. Să răsune muzica. Asta-i cora și străbună. Care ne adun împreună, mă! De sărbători ai cele mai spectaculoase concerte. Cei mai faimoși artiști din Moldova și România. Da, și uită-ți sufărarea, omule, mâncată ți-a alinarea. E petrecere de zile mari cu Nicolae Bodgros și lăutarii. Orchestra fraților Ștefănezi și Plăieșii. Haide, lumii, bucurați-vă de viață, haide! Lupii lui Alex Calancea și surorile Osoianu. Frații Advahov și Brio Sonoris. Adriana Ochișanu. Valentino Zun și Tarmis. De sărbători, distracția e aici, la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Spero año e felicidad. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Moș Crăciun există la TV8. 1. Un nou început vine. Ai 2022 de motive să cânți, să dansezi și să te distrezi. De sărbători, ți-am pregătit un program special cu cele mai spectaculoase concerte. Am ales și cele mai tari filme, cu cele mai legendare vedete de la Hollywood. Și asta nu e tot! Vrei să vezi artiștii noștri altfel? De Crăciun și Revelion avem petrecere de zile mari! Multă muzică, ureli și desigur provocări! De sărbători, distracția e aici, la TV8! Să înceapă? Petrecerea! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Spero Feliz Navidad. Moș Crăciun există la TV8.
Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Numărătoarea distracției începe. 3, 2, 1. Să răsune muzica. Asta-i cora și-i străbună. Care ne adună împreună, mă! De sărbători ai cele mai spectaculoase concerte. Cei mai faimoși artiști din Moldova și România. Da, și uită-ți sufărarea, omule, mâncată alinarea. E petrecere de zile mari cu Nicolae Botgros și lăutarii. Orchestra fraților Ștefănezi și Plăieși. Haide, lume, bucurați-vă de viață, haide! Lupii lui Alex Calancea și surorile Osoianu. Frații Advahov și Brio Sonoris. Adriana Ochișanu. Valentino Zun și Tarmis. De sărbători, distracția e aici, la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Spero año e felicidad. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Am revenit în studio. Haideți să vorbim și despre lupta cu corupția și despre schemele mari despre care presa a tot scris investigații. Sau au sesizat procurori. În sfârșit, procurorii încep să se sesizeze. Nu e clar dacă schemele s-au închis, că nu ne spuneți pe faptul că se porneți dosar, dar nu ne spune dacă schemele mai există sau nu. De exemplu, în cazul Aviainvest, aeroportului, eu înțeleg că schema funcționează foarte bine mai departe. Și banii în continuare curg pe niște conturi în care bănuim că beneficiar ar putea fi domnul Ilan Șor. Și atunci ne întrebăm, cum se luptă cu corupția în Republica Moldova? Dar care sunt instituțiile care trebuie să lupte cu corupția? Alea care au acum interimare. Da. Alea care au interimare. Da. Apropo, da. Asta e o chestie interesantă. Procuratura Generală și cele specializate cu interimare, ce ne au cu interimari, Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor cu interimari, la Arbi, nu știu, tot e interimar. Nu e clar ce s-a cu și Aniu. Deci, ceea ce văd eu... Aniu nu e cu interimar. Și Aniu luptă cu corupția, da? Revine. Revine, da, încearcă. Nu, integritatea. Da. Se ocupă de integritate și vedem tot mai multe dosare pe îmbogățire ilicită. Dar nu neapărat în legătură cu Ani. Au vreo legătură cu Ani, pentru că cel puțin de la Ani eu încă n-am văzut. Doamna Antoș ne-a promis că până la sfârșitul anului vom avea cadouri, dar încă n-am văzut rechinii scoși de urechi de Ani din declarațiilor de avere. Și iată toată... Răspunsul este că ce? Că avem interimari? Da, stați. Răspunsul este că dacă investighezi corupția,
trebuie să vorbim despre investigații făcute cum se cade. Bun, investigațiile cum se cade nu au cum să se întâmple în două luni de zile. Iată răspunsul la întrebarea ele dumneavoastră. Ele durează ani de zile, da, uneori și, sau și multe, atunci, multe luni. Și atunci, cum putem să așteptăm rezultate în lupta cu corupția? În câteva luni de zile. Dar cum putem să lăsăm corupția să rămână și să conviețuiască cu lupta cu corupția? Noi avem răspunsul guvernanților. La început facem curățenie. Iată, am făcut curățenie în Consiliul Superior al Procurorilor. Am făcut curățenie... În procurori încă nimic nu s-a făcut. Stai, nu vă grăbiți. Au fost modificate legile, Consiliul Superior al Magistraturii, după care așteptarea mea este că cumva în interiorul acestor, eu nu vreau să le numesc corporații, pentru că, mă rog, da. Caste. Da, trebuie să se găsească nuclee de oameni între judecători, între procurori, care vor în continuare ca aceste, cum să le zic, iarăși nu vreau să le numesc corporații, da? Instituții. Aceste instituții să se curățe din interior. Pe de o parte, guvernul. Adică dumneavoastră credeți în capacitatea de curățare de pe interior. Eu cred că acest lucru este necesar, pentru că nu poți. Dar nu mai crede în asta, și zice, de afară facem curat. Doamna Mariana, uitați-vă. Dacă vii și spui că ai un stat capturat, instituțiile sunt controlate, există corupție, dar în același timp pretinzi că rămâi într-un cadru constituțional și legal existent, atunci te ciocnești de problema cu care s-a ciocnit guvernarea atunci când a primit avizul Comisiei de la Veneția. Înțelegeți care e situația? E complicat. Adică trebuie să faci schimbări sau nu? Încerci să aplici tratamente de fieb, de răceală simplă, pentru un caz sever de COVID. Exact. Cam asta se întâmplă. Și atunci ce trebuie să facă guvernarea? Guvernarea, dacă rămâne în cadrul constituțional și în cadrul legal existent, pentru că are nevoie de suportul Uniunii Europene. Partenerilor, da, și clar nu pot încălca legea. Atunci, această guvernare trebuie să aibă abilități. Ea, pe de o parte, vine cu instrumentele care îi stau la dispoziție, dar nu are foarte multe instrumente decât schimbarea legilor și, în același timp, din interiorul acestor corporații, trebuie să se găsească nuclee de oameni cum se cade, integre, așa cum spune și colegul. Poate au comis pe undeva niște erori, dar nu au comis crime grave. Uh-huh. Și aceste nuclee trebuie să contribuie la autocurățare din interior. Eu așa îmi imaginam că se poate face această curățare. Eram în așteptarea adunării generale a judecătorilor, adunării generale a procurorilor. Credeam că acolo apar noi lideri care să fortifice aceste nuclee, să le consolideze. Și atunci, în cadrul existent constituțional, s-ar fi putut ca lucrurile să se miște. Altminteri, ceea ce văd eu este o luptă între grupări în interiorul procuraturii. Era, nu doar, și în sistemul judecătoresc. În sistemul judecătoresc nici măcar asta nu. Nu, este și în sistemul judecătoresc. Dar era de așteptat ca asta să se întâmple. Era de așteptat că din moment ce există niște grupări, ele se vor mânca între ele. Întrebarea este, noi ca și societate, putem ceva să câștigăm din această luptă lor? Mai ca și... Da, noi care vrem reforma justiției și curățare, noi avem ceva de câștigat din asta? Noi putem doar reflecta și discuta despre aceste lucruri. Altceva nu putem face nimic. Asta o să ne aducă o justiție mai corectă? Faptul că ei se mănâncă între dânsii o să ne aducă o justiție mai corectă? Aș formula tot și altfel. Să spui că asta o să fie mai corect. Poate o să fie mai puțin pe termen scurt și mediu, că mai iese la suprafață, da, în aceste lupte sunt mai... pedepsesc anumiți corupți, dar eu nu cred că pe asta poți să construiești ceva durabil. Pentru că, da, aceste grupări, la un moment dat, o grupare o să înghită pe alta, înghită sau termine pe alta, în procuratură, așa cum este și de așteptat, asta se întâmplă cumva mai rapid și mai dramatic. În judecătorii, în mod normal, sunt oameni mai calmi, mai sunt la vedere, nu e atât de dramatic, adică nu se bagă unii pe alții la închisoare, cum fac procurorii. Ei nu pot. O remarcă. Iau nevoie de procuror pentru asta. O remarcă doar. Când vorbiți despre grupări, ce aveți în vedere? Grupări cu interese obscure sau grupări cu viziuni diferite?
Asta contează foarte mult. Pentru că dacă e vorba de grupări cu viziuni diferite, atunci m-aș bucura problema nu e acolo grav. Să fie această dezbatere pe bază de idei și chestii de viziuni și de etică. S-ar putea să fie și din astea. Dacă ar fi grupări care se bat între ele pentru că au viziuni diferite, asta e foarte bine. Pentru că le aude guvernarea și potrivește instrumentarul pe care îl are, cel legislativ, sub, hai să spunem, o viziune care este mai apropiată. Asta e bună chestie. Iar dacă dumneavoastră vorbiți despre grupări cu interese obscure, atunci guvernarea trebuie să aibă alt instrument la care dumneavoastră v-ați referit. Aceste instrumente sunt serviciile speciale care trebuie să... Care la rândul lor? Da. Deci, toate aceste lucruri... De eu credeam că toate aceste lucruri au fost de mult discutate, aranjate în cadrul partidului. N-au fost. Dacă n-au fost, atunci... Deci este în proces, existau anumite viziuni. Unde-i dau domnului Boțan dreptate este că orice germen de această diferită viziune și încercare de a consolida în interiorul sistemului ce mai este sănătos sau mai puțin afectat. Și într-adevăr eu sunt de acord că există anumite semnale că în sistemul judecătoresc există astfel de oameni care aș vrea să se manifeste mult mai mult și vor avea susținerea societății civile și sper foarte mult și a politicului. Eu sper că și în procuratură există, poate nu sunt vizibili. Dar iată în procuratură inclusiv din ce am văzut, deci dincolo de grupările astea pe interior, care între ele sunt, nici nu se numește competiții, război, nu vedem. Deci inclusiv mi-aduc aminte cum au participat la dezbatere. Dar vedeți un război, unde vedeți, să vedeți, să apară treia, că zice, noi avem viziune, vrem să... Clar că trebuie să se liniștească apele, că să apară probabil, poate într-adevăr există anumiți germeni, dar tot, asta vreau să spun, că sistemul judecătoresc dă un pic mai... Bine, ei sunt și mai, și mai bine școliți, mai inteligenți, poate să acoperă un pic mai bine, mă refer la judecători în general. În procuratură, lucrurile au degradat puternic, în special după 2009, când Plahotniuc a împânzit-o cu oameni. Am văzut procurori care erau staruri a procuraturii pe timpul lui Plahotniuc, care nu știu ca lumea scrie. În schimb, luau dosare foarte grele. Bună oară, dosarul care în sfârșit e dus în capăt. Dar vreau să spun și despre lupta anticorupție. Dincolo de faptul că, într-adevăr, încă niciun dosar nu a fost dus la o condamnare definitivă, măcar în primă instanță. Dar avem o realizare. Avem fugari, mulți. Dar, exact, însă și faptul că acești oameni fug din țară, sunt nervoși, generează această multă, multă propagandă și nu știu ce. Totuși, și ei se pricep mult mai bine decât mine, de exemplu, la ce se întâmplă în procuratură și în sistemul justiției în general. Da? De exemplu, domnul Platon, cu siguranță, se pricepe mult, mult mai bine decât mine, de exemplu. Și faptul că a considerat util să șteargă Putina din Moldova, ceva înseamnă, da? Totuși el se simte amenințat. Deci, putea să-și ia deocamdată, de siguranță. Deocamdată sunt dosare pe subiecte despre care mare parte se știa din investigații jurnalistice, din alt fel de dezvăluiri, dosare care au fost documentate la greu în cadrul procuraturii a organelor de urmărire penală, dar au fost blocate. Vine o indicație de sus. Bună oară, dosarul pe care Dodon a fost declarat ieri învinuit. A primit. Deci este un dosar care smurează acolo din 2017, 4 ani. Eu am fost unul dintre cei care au depus plângerea la procuratură. Acolo n-ai ce investiga. Exact. Inclusiv calculul prejudiciului, ce exact a fost încălcat, cum, încă în plângere de 3 pagini. Domnul procurorul general, domnul Robu, după investigația noastră despre Andronache și schema cu Energocapital, ne povestea ce s-a întâmplat cu acest dosar. Pentru că noi știm el a fost că el clasat ilegal. Da. Deci dumneavoastră a explicat, acest dosar a fost clasat în 2016, în 2019 el când a venit a repornit dosarul și apoi din nou a plecat, a venit domnul Stoianoglu, dosarul iarăși a fost trecut pe linie moartă și iarăși a trebuit să-l pornească. Deci cu astfel de atitudine nu știu cât din de mult pot interior. Să... Eu nu înțeleg de ce nu se depun plângeri la Consiliul Superior a Procurorilor pe încălcarea procedurilor. De cazul ăsta unde inclusiv colegiul eu am depus plângerea, dus de celebru procuror Bacalâm,
El a clasat cu încălcarea tuturor procedurilor, deci fără niciun fel de motive. Dar asta nu era omul care motive. El îl ținea acolo că era gata să semneze practic orice. Și în registrele procuraturii scria că s-au difuzat 4 scrisori de recomandare la 4 petiționari diferiți și noi chipurile toți am confirmat că le-am recepționat. Asta e fals în acte. Asta deja e penal. În mod normal, la CSP, pe omul ăsta trebuie să fie o procedură disciplinară. Domnul Băcălă, mai este sistem? Pentru că e cam tot plecat este, dar care aveau astfel de probleme. Și este important să se constate în sistem că a fost o încălcare, după care merge pe dosar penal. Dar ce vreau să spun este că eu deocamdată nu văd mare plus valoare, da, din investigații care s-au făcut, iată, după ce, nu știu, a plecat domnul Stoianoglu în această suspendare, de exemplu. Eu înțeleg că și timpul este puțin. Plus, există și foarte multă birocrație inutilă care spune pe procurori. Pleacă, fug din țară unii. Dar și procurori, unii pleacă din funcție. Dar procurorilor și nu le este ușor să lucreze. Chiar și cei care sigur vor să facă, să lovesc de foarte multe bariere procedurale, birocratice și lucruri de astea. Eu unul, iată, ca așteptare, nu mă aștept ca să fii băgat sus la închisoare azi mâine. Pentru mine este important ca ei să nu iasă deja din închisoare peste 2-3 ani, pentru că se fac dosare cu încălcări, se investește foarte mult asta în show. Eu am văzut important. Elemente de show ieftin. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, cu reținerea acestui judecător la Curtea de Apel Bălți, asta a fost show ieftin. Da, și deci Stoianoglu, aplici... începutul exact. Poveștii arăta dar foarte urât. Arăta, și bine, cazul Stoianoglu și aceste cazuri încep să se surpi pe parcurs. Era acolo justificată aplicarea aceasta de forță în asemenea măsură? Astea sunt artificii, aceste artificii sunt livrate în mod foarte clar guvernării. Și este foarte important ca guvernarea să guvernarea să-și arate exact, loialitate. Guvernarea să poate spune, uitați-vă rezultate, rețineri de cele așcutare. Este foarte important guvernarea să nu se lasă manipulate de acești procurori, pentru că ei se pricep la politică mult mai bine decât la procedura penală. Ok. Știți, cu mare atenție am ascultat ceea ce s-a spus și tot mai mult mă conving că lumea nu înțelege ce este corupție, ce este lupta anticorupție și ce este urmărire penală. Vă asigur, eu am făcut urmărire penală peste 20 de ani. Eu vă asigur că urmărirea penală nu are nimic absolut în comun cu lupta împotriva corupției. Absolut. Mai mult ca atât, urmărirea penală este cea mai scumpă, neeficientă și de lungă durată formă de a încerca de a combate acest fenomen. Deoarece corupția este un fenomen este un fenomen sociopolitic, în mare parte sociopolitic. Deci, prima condiție pentru combaterea corupției este distrugerea bazei materiale a acestui fenomen. Baze materiale. Omul nu trebuie să aibă fizic cash-ul ca să ducă să dea bani. Toate deconterele prin virament, prin cartela bancară. Prevenția este o chestie foarte bună, dar noi deja avem niște oameni care au furat. O clipă. Noi avem 1 miliard furat. O clipă. Noi vorbim despre combaterea corupției. Ce facem cu cei care au furat? Așteptați. Bine. Ia că câțiva ani în urmă, eu personal am spus, Plăhătniuc va pleca din Moldova, lucrurile nu se vor schimba. Așa și s-a întâmplat. A plecat Plăhătniuc. Pentru că sistemul a rămas. A plecat Plăhătniuc. Platon a plecat, s-a schimbat ceva. Andronache a plecat, s-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat și nu se va schimba, deoarece nu este asta remediu, nu este asta forma de combatere a corupției. Dar cum să o combatem, corupția? Eu vă spun, dar nu vreți să înțelegeți. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, să evităm factorul uman, să evităm corect. Cash-ul. Dar asta e un element, nu spun că credeți că ei nu pot fura fără de cash? Eu nu spun că asta este unica soluție. Eu vă dau un exemplu. Nu în cash? Andromatul s-a întâmplat fără cash. Ei, Mariana, tot specialiștii care profesioniști se ocupă de această activitate, de studierea acestui fenomen, studierea luptei împotriva corupției, recunosc acesta. Distrugerea bazei materiale este prima condiție. Formele cum poate fi făcut acest lucru. Iar că eu v-am numit un lucru, ridicarea cash-ului, diminuarea cash-ului, interzicerea tranzacțiilor în cash. Asta un lucru. A doilea lucru, efectele corupției. Corupția prin ce se manifestă? Corupția se manifestă prin îmbogățirea ilegală, ilicită. Deci averi fabulații.
Deci ridicarea virilor populației. Și aici guvernarea mest. Asta la ce? Nu la niște dosare? Guvernarea mest pe calea aceasta. Verificarea legalității provenienței a virilor. Asta este o cale foarte corectă. Foarte corectă. Și cu mult mai eficientă decât urmările penale care durează cu ani și cu rezultat negarantat, absolut și imprevizibil, totalmente imprevizibil. Pe lângă aceasta, eliminarea barierelor administrative. Corupția apare acolo, unde omul are de rezolvat problema și nu poate să o rezolve pe calea eficientă și rapidă, imediat, acum. Ce spuneți dumneavoastră, va anticipa... Prevenirea corupției. Da, e prevenirea. Deci va anticipa, nu va anticipa, va crea condiții pe viitor să, nu, să se diminueze corupția. Dar noi în ziua de astăzi avem niște acte de corupție mare în Republica Moldova. Și niște oameni care nu au fost pedepsiți acum pentru asta vedere, și ce au furat. Aveți în vedere urmărire penală pe cazul concret. Eu vorbesc acum despre corupți, da, pe cazul concrete. Urmărire penală concret. Urmărire vorbește despre impunitate. Impunitatea, da, impunitatea rezultă... Oamenii nu se tem să participe în asta, că iată, a fost și nimeni nu este pedepsit. Corect. Impunitatea, la fel, este o problemă foarte importantă care se rezultă din ineficiența organizării urmăririi penale pe unele dosare. Deci riscul să fii prins pentru un caz de corupție este atât de mic că el este de neglijat. Asta e problemă. Sunt de acord. Există această problemă. Însă, la noi se vorbește despre ce? Landromat, Platon, este, cum se numește el, Plahotniuc, Andronache, Șișor. Gata, tot, s-a terminat lupta. Dar știți de ce? Pentru că acestea sunt cazurile în care procurorii și judecătorii se împiedică cel mai des. Este cazurile care sunt cele mai sensibile. Ei ne arată cum pot să lupte cu mica corupție. Eu, și sigur, Mariela, mâine... Eu vreau să văd că pot lupta împotriva marilor corupții. Nu vor ajunge Plahotniuc și Șor și Platon la închisoare. Nu se va schimba nimic absolut. Tot așa să rămână, deoarece nu se respectă. Haideți odată să vedem dacă se poate schimba, dacă ajung corupție. Nu, satisfacția morală. Dosare adevărate, nu de senate, desigur. Satisfacția morală. Republica Moldova, pe condamnare reală, nu stă niciun politician. A fost condamnat unul singur, Vlad Filat, și acolo a fost un dosar fabricat. Foarte fabricat. Da, cel puțin cu multe abuzuri la indicațiile lui Plahotniuc. Apropo, nimeni nu stă la închisoare, nici măcar, nu că nu stă la închisoare, nici măcar nu are probleme serioase pentru fabricarea elementelor dosar. Și acolo, și pe Platon, și multe altele. Deci asta este realitatea. Politicienii, deci este acest model de business murdar, când politicienii Moldova lupt pentru putere, obțin funcții înalte în stat, sau influență foarte mare în stat, pentru a fura din buzunarul public, da, din buget, direct sau indirect, sau prin acoperirea schemelor de crimă obișnuit, cum e contrabanda, de exemplu, sau furtul miliardului, spălări de bani. Și asta rămâne un model de business atractiv, da, care afectează, deci duce la sărăcie și mai mare pentru absoluta majoritatea populației. Deci asta este un model care rămâne atractiv. Și dacă odată și odată cercul ăsta vicios nu se rupe, asta așa și va rămâne. Dacă tot eram la subiectul ăsta legat de dosare penale și marea corupție și politică și totul la un loc, astăzi, da, în sfârșit, Igor Dodon a fost audiat 4 zile în care s-au căutat unii pe alții. După 4 ani. Așa, audiat în dosarul ăsta numit generic Energo.com. Asta ce e? Adică, în sfârșit, există voință, există curaj de a chema lideri politici? Nu trebuie să fie mare frică, chemare lideri politici. Sau, iarăși, dorința de a arăta, oamenii vor, oamenii întreabă, de ce pe Dodonul invitați și hai să livrăm. Nu trebuie să fie, nu trebuie omul, un procuror, nu trebuie să aibă mare curaj să invite un om bănuit, în privința căruia există bănuială rezonabilă, să invite la audieri. Este exclus, cum așa, să-ți fie frică. Ce fel de procuror ești tu, dacă ți-e frică să inviți un bănuit? Asta nu trebuie, prin definiție, nu trebuie să fie așa ceva. Eu nu știu dacă acolo sunt motive, sunt, nu sunt motive, sunt temei, nu sunt temei, greu de spus, că n-am avut acces la acest dosar. Dar asta manifestă caracterul destul de hotărât a activității domnului procuror general interimar. Unde el va ajunge, greu de spus, dar problema nu în asta. Problema în aceea că statul nu numai că este are dreptul, el este obligat să asigure ancheta, urmărirea penală eficientă, în orice caz în care ei au bănuiala rezonabilă că s-a comis o infracțiune. Este dreptul și obligațiunea lor.
Toți sunt egali în fața legii. Toți sunt egali în fața legii, da. Igor Dodon. Până acum nu neapărat realitățile moldovenești ne-au arătat că toți sunt egali în fața legii. Potrivit normelor legale, toți sunt egali. Potrivit Constituției, da. Da. Al doilea factor. De ce vorbim despre aceste dosare? Pentru că toată lumea le-a numit de rezonanță și atunci când s-a început acest concurs pentru selectarea procurorului, misiunea principală era investigarea dosarelor de rezonanță. Deci, dosarele de rezonanță, ele trebuie să rămână în atenția opiniei publice. Dacă întrebați de domnul Igor Dodon și de politicieni, replica ar fi, păi și împotriva doamnei Maia Sandu, a fost deschis dosar penal pe procurarea camerelor de luat vederi pentru bacalaureat. Examenele la BAC. A fost pus sub bănuire sau cercetată în calitate de bănuit? Cel puțin socialiștii au vehiculat că procuratura ar fi investigat acest episod, dar acest episod. Nu ți-e minte să fie avut vreo calitate procesuală. Deci, da. Dacă socialiștii au vehiculat acest episod, acum nu trebuie să se supere că ceva similar îi se întâmplă liderului lor, domnul Igor Dodon. Da. Asta vreau să spun. Mai luăm o pauză de publicitate, după ea vreau să vorbim un pic despre partide politice, pentru că toamna a dus interimate și în politica de la Chișinău în partidele politice din Republica Moldova, dar și despre pericolele de securitate regională. Mă refer în special la ce se întâmplă acum între Ucraina și Federația Rusă și ce pericole sunt să avem un război în preajmă în viitorul foarte apropiat. Asta după publicitate. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Numărătoarea distracției începe. 3, 2, 1. Să răsune muzica. Asta-i cora și-i străbună. Care ne adună împreună, mă. De sărbători ai cele mai spectaculoase concerte. Cei mai faimoși artiști din Moldova și România. Mi-aș uită sufărarea, omule, mi-a tăția linia rea. E petrecere de zile mari cu Nicolae Botgros și lăutarii. Orchestra fraților Ștefănezi și Plăieși. Haide, lumii, bucurați-vă de viață, haide! Lupii lui Alex Calancea și surorile Osoianu. Frații Advahov și Brio Sonoris. Adriana Ochișanu. Valentino Zun și Tarmis. De sărbători, distracția e aici, la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Spero año e felicidad. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Moș Crăciun există
la TV8. 1. Un nou început vine. Ai 2022 de motive să cânți, să dansezi și să te distrezi. De sărbători, ți-am pregătit un program special cu cele mai spectaculoase concerte. Am ales și cele mai tari filme, cu cele mai legendare vedete de la Hollywood. Și asta nu e tot! Vrei să vezi artiștii noștri altfel? De Crăciun și Revelion avem petrecere de zile mari! Multă muzică, ureli și desigur provocări! De sărbători, distracția e aici, la TV8! Să înceapă? Petrecerea! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Spero Feliz Navidad. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Moș Crăciun există la TV8. Sărbătorile sunt frumoase la TV8. Numărătoarea distracției începe. 3, 2, 1. Să răsune muzica. Asta-i cora și străbună. Care ne adună împreună. Mă! De sărbători ai cele mai spectaculoase concerte. Cei mai faimoși artiști din Moldova și România. Mi-aș și uitat sufărarea, omule, mi-a toți alinarea. E petrecere de zile mari cu Nicolae Bodgros și lăutarii. Am revenit în studio pentru ultima parte a emisiunii din această seară. Vreau să discutăm un pic despre partide politice. Noi avem interimate nu numai instituțiile de stat, dar și în partidele politice din Republica Moldova. Cred că e un fenomen sub zodia interimatului în această toamnă în Republica Moldova. Și interimatele se încep de la PAS, partid de guvernare, continuă cu celelalte partide PSRM, care, bun, nu mai are interimat, dar nici nu mai are niciun lider, au decis să renunțe la liderii de partide. Și platforma DA este cu un interimar și partidul nostru, în care nu e clar în general ce urmează să se întâmple, dar tot e un interimar. Și mai multe partide, ultima perioadă de timp, tot anunță că liderii renunță la politică, pleacă din partide, își cată de treabă. Asta Dorin Chirtoac, da, Octavian Țicu. Da, se tot duc, se tot duc. Ce-i asta? Decepție legată de politică? Criza, s-au supărat pe cetățenii? Criza liderilor după două scrutine care au arătat că partidele
conduse de anumiți lideri nu au dat randament. Dar și mai înainte se întâmplă tot la fel. Este partea bună. Este partea bună. Asta înseamnă că partidele politice din Republica Moldova urmează exemplele bune din Occident. Partidul politic trebuie să fie o formațiune care luptă pentru putere, pentru că asta e menirea partidelor politice, are idei, are strategii, partidele au toate aceste lucruri, le aplică, văd care este reacția cetățenilor. Dacă cetățenii reacționează așa cum reacționează, liderii sunt obligați să se retragă. Să se retragă, ok, înțeleg, și au făcut-o onorabil, s-au retras, dar uitați-vă că în mai multe partide retragerea s-a produs în vară. Noi suntem imediat deja după alegeri. Aproape mijloc de decembrie, dar alți oameni au fost numiți. Adică curajul este până la jumătate de drum. Mai departe, iarăși sunt probleme cu cadrele pe interiorul partidelor pentru a identifica niște lideri. Se așteaptă să se treacă o leacă de timp și să revină acești lideri înapoi. Ce se întâmplă? De ce nu au mers până la urmă? S-a dus, vine altul. Fiecare caz trebuie analizat în parte. Deci și cauzele acestor demisii au fost partide unde aceste demisii au fost la inițiativa liderilor, au fost acolo tot unde... Tot au fost la inițiativa. Au fost acolo unde s-au produs după discuții interne foarte dure și chiar dacă public s-a prezentat că este inițiativa liderilor, în realitate liderii s-au opus. Asta cu unde? Sunt unii, nu o să dau denumire aparte, pentru că nu o să pot să vă pun, nu știu, protocolul discuției pe masă. Au fost situații unde au plecat, dar au rămas. Sau au fost acolo unde au plecat interfețele partidelor și au revenit la butoane conducătorii de facto al partidelor, numai domnul Ghimb cât face, deci partidul cealaltă chiar e pe persoană fizică la el. Da? Dar este important, așa sau altfel, este o dorință a majorității acestor partide să se reorganizeze, să se regăsească, să încerce să identifice fețe noi, lideri noi, să promoveze cineva poate din rândul doi, dar încă nu prea le reușește. Au trecut și puțin timp după alegeri, oricum sunt niște trenduri, vedem că partidul de guvernare pierde teren. Și asta încurajează să... Dar în același timp nu prea capătă teren alte partide. Asta deci e ceea ce am observat și eu. Sunt în căutare, undeva în pană de idei, undeva sunt ținuți pe loc de influența foștilor lideri. E un proces complicat de reorganizare, dar deocamdată eu văd probabil o insuficiență de idei încă în opoziția extraparlamentară să se poziționeze bine și să încerce să construiască alternativă atât pentru guvernare cât și pentru opoziția parlamentară, mult mai inteligent sau bine organizat, hai să le numesc așa, se produc procesele pe stânga, centru-stânga, schimbările în interiorul PSRM sunt produsă disciplinat de parte de ochii lumii, dincolo de luptele interne, sub conducerea atentă a curatorilor de la Moscova, o să lămurească socialiștii și o să ne livreze și așa numiți stataliști centriști sub formă de Ion Ceban și alte figuri noi, care chipurile n-au nicio treabă cu Partidul Socialiștilor sau, mă rog, cu fostele guvernări în general. Acolo totul e disciplinat. Dar dreapta este așa mai deșanțată cum a fost tot timpul. O fisură serioasă între Ceban și PSRB. Nu există nicio fisură. Deci există, totul este sub control strict a curatorilor. Reacția lui Chirtoca care a vorbit despre corupție în raport cu Nu, acolo sunt chestii de lupte de interes. Nu încurcați Chirtoca și PSRB-ul. Mai există un factor foarte important. Eu cred că modificarea legislației privind finanțarea partidelor își are impactul. Deci hotărârile care s-au luat în 2019, atunci când s-a modificat legea privind finanțarea partidelor, cu diminuarea cuantumului pe care îl poate da un cetățean, o unitate economică și așa mai departe, plus verificările pe care le face Comisia Electorală Centrală, toate aceste lucruri își lasă amprenta asupra modului de funcționare a partidelor politice. Noi ne amintim și putem aduce exemple în șir despre cum oameni foarte, foarte săraci dădeau câte 200 de mii de lei pentru partide. Deci ne amintim de proiectul domnului Plahotniuc care prevedea în 2012 că persoană fizică sau unitate economică poate da până la câteva milioane de lei partidelor politice. Toate aceste lucruri, iată acum, vedem efectele lor. Dar aici sunt de acord cu colegul că efectele acestor modificări
legislative, acum se pliază pe lipsa de idei. Noi ce avem? Avem trei idei: integrare europeană, unirea cu România și integrare euroasiatică. Toate celelalte, practic, sunt consumate, reutilizate și așa mai departe, pur și simplu cetățenii, din punctul meu de vedere, acum judecă în felul următor. Dacă e pro-european și am încredere că nu e hoț, luptă cu corupția, probabil e o figură care merită susținută. Idei foarte, foarte fine, sofisticate, deja nu mai sunt, dar nici n-au fost niciodată în Republica Moldova în circulație. Vreau să discutăm despre celălalt subiect care este foarte important legat de ce se întâmplă acum în regiune. E situația foarte tensionată la frontiera dintre Federația Rusă și Ucraina. Nu e clar deznodământul, așteptările sau prognozele experților externi sunt că în a doua jumătate a lunii ianuarie s-ar putea să izbucnească un război. Iar alți experți, astăzi citeam o analiză făcută de Consiliul Atlantic, spunea că dacă pornește războiul, sunt toate șansele să ajungă până la hotarul Republicii Moldova și atunci ne vizează și personal. Vreau să discutăm despre aceste riscuri. Despre riscuri? Eu cred că... Despre ce se întâmplă acolo și despre ce șanse sunt să se ajungă și dacă suntem pregătiți de asta. Părerea mea este că sunt manevre militare care sunt necesare pentru acțiuni politice. Acțiuni adică politice, doar își măsoară mușchi acum. Stați, lucrurile, noi vedem și ne-am convins că nu este pentru prima dată, pentru că în primăvară de asemenea s-au făcut concentrații de trupe la hotarele Ucrainei, după aceea s-a obținut un rezultat. Rezultatul a fost întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Rusiei la Geneva. Acum avem o situație, parcă e trasă la Indigo. Eu cred că era necesar, înainte ca midul rusesc să trimite cele două documente, unul către NATO și altul către Statele Unite, trebuia să se manevreze cu forțele militare. Dar părerea mea este că Rusia nu își poate permite pur și simplu să atace Ucraina și să ajungă la hotarul cu Republica Moldova. Nu își poate permite de ce? Pentru că Rusia vrea să fie văzută bine în lume. Rusia spune că există probleme de securitate pentru ea. Aceste probleme de securitate Rusia le-a formulat de mult. Noi ne amintim atunci când se vorbea despre parteneriatul estic. Federația Rusă spunea că parteneriatul estic este un atentat la zona pe care Rusia o consideră de interes exclusiv al său, la care Uniunea Europeană îi spunea că nu trebuie să existe zone de interes exclusiv a Rusiei. Dacă această zonă este una cu probleme, ea trebuie să fie de cooperare mutuală între Rusia și Uniunea Europeană pentru că această zonă să se dezvolte normal și nu există un conflict. Dar eu, părerea mea este că aceste manevre militare pe care le vedem sunt fundalul pe care se vine cu aceste oferte pe care le face Rusia către NATO. Și foarte, oferte foarte îndrăznețe și greu de crezut că vor fi acceptate de către NATO și americani. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Și atunci? Ies rusă că înaintează niște oferte care sunt respinse și ce să fac? Totuși, Statele Unite au spus că da, discutăm. Chiar mâine am înțeles că va avea loc o discuție. Ceva vom am înțeles că după 10 ianuarie va avea loc discuția. 10 ianuarie. 10, după, da, deja a fost o informație că mâine vor discuta ceva. Bine, anumite tatonări se produc la nivelul asistențelor secretarilor de stat din SUA, șefilor ajunți administrației prezidențiale sau viceministrilor de externe. Și încă un factor. Toate aceste lucruri se întâmplă în ajun ca în Federația Rusă să se transmite mesaje că domnul Vladimir Putin se pregătește pentru următorul mandat prezidențial. Și dacă mandatele prezidențiale ale lui domnului Putin erau bazate pe așa zisele decrete din luna mai despre ce are de făcut administrația din Federația Rusă și aceste toate
a promisiuni date poporului rus au fost prăvălite, iată acum se vine pe o dimensiune patriotică de refacere a influenței și așa mai departe, ceea ce mi se pare foarte, foarte logic din punct de vedere a tehnologiilor de manipulare. În 2014 i-a adus un rating foarte bun. Da, Crimea, nu și Donbasul. Exact. Și sunt lucruri diferite și iarăși există această supoziție că ceea ce face Federația Rusă în plan extern, toate aceste aventuri, deseori extrem de costisitoare, se fac exclusiv de dragul ratingurilor interne. Există o altă supoziție, care eu tind mai mult să-i dau dreptate, că este prea simplist. Să credem că, iată, tot ce se face, se face doar pentru a se păstra la putere în Rusia. Nu. Totuși, această elită care guvernează Federația Rusă în frunte cu Vladimir Putin, dincolo de caracterul său cleptocratic, cu un nivel foarte mare de corupție, dar totuși o corupție controlată și agreată, totuși pornește de la niște ambiții geopolitice, de la un fel de viziuni, hai să le numim ideologice. Dacă această afirmație prin care căderea Uniunii Sovietice este cea mai mare tragedie, nu sunt doar niște cuvinte goale și niște propagandă pentru a crede oamenilor. Deci acești oameni, dincolo de, nu știu, averi și așa mai departe, cred în niște lucruri. Și asta este această elită care domină astăzi Federația Rusă deja de mulți ani și a preluat din ce în ce mai mult controlul. Ăștia sunt toți oameni ieșiți din foștile din fosta securitate sovietică reorganizată, efectiv oameni care au crescut în KGB. Oameni care au crescut într-un sistem, erau totuși ideologic puternic influențați și care au fost cei mai frustrați de căderea acestui sistem. Da, iată toate lucrurile astea. Nu sunt cuvinte goale și respectiv marea întrebare pe care și-o pun analiștii în toată lumea este care sunt costurile care este gata să le asume Federația Rusă. Da, în mod evident, această masare de trupe vine să forțeze Occidentul, în special Statele Unite, să așeze la masa de negocieri pe subiecte care, în condiții normale, nici n-ar avea pentru ce să le discute. Ar spune că este inadmisibil să discutăm pornind de la așa o agendă propusă de Federația Rusă. Da, ei spun că nu este admisibil Federația Rusă să vină să ceară ca vestul implicit SUA să spună că țările din Europa de Est, inclusiv apropo Republica Moldova, nu mai au dreptul la nicio alegere și Federația Rusă trebuie să decide. Deci noi vorbim inclusiv de Republica Moldova, adică ceea ce cere astăzi zonelor de influență, Moscova, da. Este așa numita suveranitate limitată. Da. Adică noi, bine, azi spun și că pot obține ei asta. Voi nu vă duceți în NATO, mâine nu vă duceți în Uniunea Europeană, dar apoi mâine n-aveți nicio bază sau în genere n-aveți să faci. Mai mult ca atât, ei cer extinderea acestor lucruri, inclusiv pe Europa Centrală. Da. Evident că Vestul refuză această chestie, dar însă și faptul și că pot să-i convinc, astfel pun. Ei fac un joc bine gândit, este planificat, nu este exclusă aplicarea forței militare. Marea chestiune este amplitudinea aplicării, pentru că poate fi vorba despre niște lupte strict între forțele militare ucrainene și cele a Federației Ruse sau ocuparea unor teritorii. Ocuparea unor teritorii până unde, și de asta și se vorbește, se poate ajunge. Evident că Federația Rusă, dacă va ajunge să ocupe noi teritorii, va căuta acele teritorii care cred ei mai ușor le loializează, implicit sudul Ucrainei. Și asta va ajunge până la Transnistria și până la teritoriul nostru. Dar noi cât de slabă este militar Republica Moldova. Se întâmplă și acolo niște provocări mediatice inclusiv, da, chipurile că acolo s-ar face ceva, deci niște fake news legate de regiunea transnistreană. Marea chestiune este dacă se va ajunge la acțiuni militare. Da. Vor implica acel contingent militar de acolo, nu-l vor implica, dacă vor ajunge să ocupe sudul Ucrainei, da, acesta este un scenariu de extremă. O să oprească la Nistru sau o să treacă și în Republica Moldova? Deci astea sunt chestiuni de care trebuie să fim conștienți. Da, sunt scenarii extreme, sunt probabile, dar pericolul există. Scurtuți. Da. Deja suntem chiar pe final. Da, scurt. Dacă ați urmărit ultima conferință de presă a lui Putin, Putin a dat răspuns la aceste întrebări. Că există pericol pentru dânsi că Ucraina poate adera la NATO. Asta înseamnă că rachetele NATO ar fi instalate în Ucraina și timpul ajungerii
Până la Moscova să fie 4 minute. Și e că ei declară... Din Estonia le e mai mult, da? Și ei declară, eu spun ce ei declară. Mă rog, asta e. Încă stat NATO nu e de bine pentru așa. Da, da. Eu sunt ferm convins că nu o să fie niciun război. Asta este exclus absolut. Două popoare frățești, nu o să fie... Este exclus. Acolo jumătate. Acolo deja este război. Între Rusia și acolo două regiuni separatiste, asta ca și la noi, între Transnistria, asta e altceva, asta nu este război între două state, asta nu e corect. Deci dumneavoastră aveți siguranță că nu vom avea război? Sunt mai mult decât sigur că nu ați fi așa. Noi tot tare mult ne dorim să nu existe război, să existe o soluție diplomatică, o înțelegere, de astfel încât să nu fim lăsați și noi cu suveranitatea decisă de marile puteri și fără dreptul de a ne alege viitorul. Noi suntem pe final de emisiune și pe final de an. Aceasta este ultima ediție a emisiunii Cutia Neagră din acest an. Din păcate, această toamnă a adus mai multe provocări echipei TV8 și ne-a zdruncinat. Ne-a pus la încercare pe noi și pe dumneavoastră, dragi telespectatori și prieteni ai TV8. Vreau să profit de ocazie și să vă mulțumesc tuturor pentru că ați avut încredere și ați rămas alături de noi. Asta a ajutat echipa noastră cel mai mult ca să reziste. TV8 a fost, este și va rămâne televiziunea oamenilor liberi, a oamenilor care vor să scape de corupție, de injustiție, de sărăcie și de abuzuri. În anul care vine suntem și mai motivați să vă demonstrăm acest lucru. Vă promitem să venim cu și mai multe știri de calitate, investigații răsunătoare și emisiuni combative. Lupta cu mafia niciodată nu a fost ușoară, dar suntem siguri că împreună și având de partea noastră adevărul, vom reuși. Vreau să le mulțumesc din suflet și colegilor mei de la TV8 pentru dedicația cu care au muncit în acest an complicat și pentru că am rămas uniți. Fie ca anul nou să ne dea aripi pentru a ne ridica cât mai sus. La mulți ani! Domn Boțan, dacă vreți să spuneți și dumneavoastră în calitate de președinte a Consiliului de Administrare al TV8. Da. Vreau să le mulțumesc telespectatorilor că au rămas alături de noi și să le doresc la mulți ani. Stați cu ochiul pe noi și dacă merităm să fim criticați, faceți acest lucru. Criticați-ne, dar priviți-ne și veți vedea că criticile voastre sunt luate în considerație, iar acest post de televiziune, într-adevăr, așa cum spune colega mea, este un post al oamenilor liberi. La mulți ani! La mulți ani tuturor și mulțumesc pentru participarea la emisiune. La mulți ani! Rămâneți cu TV8!